stat, da? Sigur? Nu încercăm să forțăm legea, nu este misiunea mea ca primar să fiu primul care o să verific cu atenție de mult ce s-a întâmplat. De ce pe locația în care se trage de 25 de ani, deodată nu se mai poate pe o lege care funcționează de 1995? E cu sudă cu puțină ață și e toată povestea asta. V-au explicat de ce? V-au dat o explicație până acum? Iașului, domnul Chirica, face o declarație cu ocazia zilelor Iașului, face o declarație teribilă în privința domnului Liviu Dragnea, enervat de faptul că nu i s-a dat voie să tragă cu artificii la finalul acestei festivități, cum era obișnuit ieșanul, că poate ieșenii, poate își puneau probleme. Domnule, ai văzut că n-au tras anul ăsta cu artificii? Sau ai văzut că n-au băgat artificii? Sigur domnul Chirica a făcut ceva cu banii de artificii. Sigur omul ăsta, el fiind nevinovat, el vrând să dea cu artificii, n-a fost lăsat. Argumentația inspectoratului de urgență, înțeleg că a fost următoarea. Domnule, am remarcat că erau niște benzinării în preajmă. Și atunci am interzis focul de artificii, tocmai în ideea de a nu se produce vreo, eu știu, vreo nefăcut. Dar focul de la inimioară l-a interzis ISU? ISU, așa, când vede așa că arde cineva în flăcări pentru o idee, interzice? Nu știu, așa, ISU. ISU, care când trebuia să interzică ceva, da, n-a interzis, că suntem pe final de octombrie și ne amintim de colectiv. ISU, așa, acum are mare grijă la artificii, pentru că în această țară sunt și benzinării și nu știi cum sare scânte. Așa, ISU, mare ISU tupeu să apară în spațiu, să vorbească ISU. Eu dacă aș fi ISU, nu m-aș ascunde sub o piatră. Eu n-aș mai veni, da, decât dacă e vreun incendiu, să arunc cu apă și să mă retrag de... Acum, servitorul dumneavoastră, ISU. Se pune problema, se pune întrebare. Se ridică această întrebare deasupra capetelor noastre ca un artificiu. La nunta domnului Dragnea nu erau benzinării, bănuiesc, nu? La nunta lui ăsta micu, cred că s-au tras cu artificii. Nu au fost benzinării. Dar nu erau benzinării. Unde să fie benzinării? Da. Nu erau benzinării, cum ar zice domnul Tăricianu. Nu existau. Nu existau. Deci benzinăriile au fost desfințate pe perioada petrecerii de nuntă a lui Dragnea Junior. Și acum s-au interzis până lege în perioadă. S-a scos toată benzina din țară. S-a mers numai cu calul. O altă întrebare. În Parlamentul României, unde se trage permanent cu tot felul de artificii juridice, da? Că sunt și astea artificii, da? Alea sunt pognitori, nu sunt artificii. Pognitori? Mă rog, tu le spui pognitori? Niște mici artificii. Eu am văzut pognitorii puse pe listă ca să facă artificii în Parlament. Da? Da. Acolo la artificiile alea nu există interdicție, bănuiesc. Acolo nu se poate trage cu artificii în Parlamentul României, suntem doar sub forma unui joc de artificii. Pe de altă parte, da, domnul Chirica. Sigur. Să-l recitim. Să-l recităm. Mă rog, eu nu l-aș cita, l-aș citi doar. Iar la mormântarea oricăruia dintre ei, din banii mei, voi face un mic foc de artificii autorizat și mă voi ține de cuvânt. Deci cred că atât de sinistru n-am mai văzut pe nimeni de foarte mult timp. S-a ajuns, l-ai prins? La un țânțar. La moartea acestui țânțar are nevoie de un foc de artificii, ca să știu. Am fost așa, ca un foc de paie. Am înțeles. Domnul Chirica. Domnul Chirica, vorbim despre moartea președintelui PSD în exercițiu. Știi că de regulă noi vorbim despre trecerea neființa președintelui de onoare, că toate glumele alea, nu are rost să ne prefacem, să stăm cu capul băgat în pământ ca un struț. Toată lumea glumește cu privire la sfârșitul vieții lui Ion Iliescu, nu? Da. Cam așa. E, domnul Chirica a dus gluma la un alt nivel. Deja vorbește despre moartea lui Dragnea, ceea ce mi se pare, mă rog, mi se pare un pic cam contundent. Atrage atenția domnul Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași. Vine cu o declarație destul de transcendentă, așa un pic. Merge într-o zonă de asta ușor mai, mă rog. Mă rog, el vine de la PSD, normal să meargă într-o zonă de asta ușor. Hai să-l ascultăm, domnul Maricel Popa.
lumii ca să-mi dea artificiile la mormântul meu, că așa mi-a spus aseară, că o să dea la chele și ca și ceilalți să dea artificii, nu doar o glumă. Acest copil al Iașului, care încă nu s-a maturizat, nu analizează și partea legală, probabil. Eu nu am nicio implicare. Astăzi am auzit și eu și am citit în media că nu s-au mai ținut joc de artificii, dar să nu uităm, în 2016 are o declarație care spune că niciodată nu se vor mai trage, chiar așa și spune, nu vor mai trage artificii din fața palatului, deoarece o rachetă a ajuns în acoperișul palatului și, noroc, din intervenția pompierilor s-a reușit să nu fie o catastrofă. Palatul este o bijuterie, dar eu atrag atenția datorită spectacolului și artificiilor. Dom'le, cu câtă atenție pentru cetățean vorbește domnul Maricel Popa. Cetățeanul înainte de toate. Sănătatea și siguranța cetățeanului înainte de toate. Deci nu stăm la discuții când e vorba de așa ceva. Noi în țară nu avem altă preocupare decât sănătatea și siguranța și viața cetățeanului. Ține minte acest nume, Maricel Popa. Da. Dom'le, Maricel Popa, nu știu dacă a avut un agratat, pus eu de sinceritate, dar a spus în felul următor. Deci vrea să tragă artificii la mormântul meu. Ca așa a zis. La moartea lichelelor. Și Maricel Popa e o lichea. Autodeclarată. S-a asimilat termenului de lichea. Când a auzit de lichele, s-a sesizat. Nu, lichele? Dar ce are cu mine, domne, omul ăsta? Am înțeles că imaginii. Domne, nu v-am pronunțat numele. Nu mi-ai pronunțat numele în clar, dar ai vorbit despre lichele. Cred că știm cu toții cine sunt lichelele, nu? Oameni buni. Da, domnul Maricel Popa chiar are dreptate. Dânsul, eu sunt o veche lichea în politica ieșeană. Copil al Iași. Ce ești tu? Cum l-a făcut copil al Iașului pe Chirica? Uitați-l, dacă l-a pus primar, când l-a susținut primar. Copilutelor, când a alergat cu copilul Iașului de mânuță până Iași, ca să-l facă primar, că era candidatul PSD, nu era un copil oprit în creștere? Nu era nematurizat? Nu era infantil? Că asta înseamnă tactic, nu? Să în ce ai zonă merge 40 cu de ani cât are Chirica și să fii considerat cu creier de copil, înseamnă că ești infantil. Când, da, când l-a susținut ca primar Maricel Popa, autodeclarat alicheat în Iași, nu n-a sesizat că nu s-a dezvoltat cum trebuie psihic? Dacă trebuie să tragem din interior, mă întragem. Vom fi aici și după ce moare Liviu Dragnea, spune domnul Chirica, enervat de această situație prin care l-a trecut. Și toate lichelele pe care le-a lăsat peste lichele tot în România, și când a auzit Maricel Popa a spus, ia uite, ăsta îmi dorește moartea. Și ajungem în Teleorman atunci, ajungem în Comuna Sărelele, să tragem de acolo. În Teleorman nu se trage, domne, se trage cât un tund în când în când. S-au tras câteva tunuri tard de tot și uitați, acum sunt și niște consecințe. Localitatea în care a copilărit domnul Dragnea, și anume Comuna Sărelele, este în acest moment cu o problemă. Primăria este, urmează să fie executată silit de către cei de la Teldrum. Ideea este că datorează suma de 2,3 milioane de lei companiei Teldrum, primăria. Și n-are de unde să le dea. Și de unde să le dea, domnule, banii? Nu se dea, că ei sunt niște oameni amărâți. Bine, acolo suma e de 940 de mii la care s-au adăugat tot felul de penalități. S-a ajuns la 2.300.000 de lei pe care trebuie să-i plătească în acest moment primăria. 2.300.000 de lei. 300 de mii de lei. Pe care nu le tăia tu din datorii. Nu le mai tăiem din datorii, doar că nu are din ce să plătească. Și acum vor fi executați silit. Vorbeam la un moment dat cu domnul primar de acolo, din localitate. O să încercăm să-i dăm un telefon acum. Poate o mai intra în discuție cu dânsul. În momentul în care se pusese la intrare în primărie, da, imaginea domnului Liviu Dragnea. Pe sigur că da. Va fi executată. Deci eu bănuiesc că asta vor la vor pleca cu două, trei tablouri, cu Dragnea de acolo. Tu știi că primarul din Sărelele... Sărelele e o comună, haideți să povestim puțin. Da. Deci, comuna asta a fost desfințată la un moment dat, că au considerat cei care conduceau România că e în plus. Și a reînființat comuna. Sunăm la domnul Crijan, în acest moment primarul din Sărelele, să-l întrebăm în legătură cu această problemă, cu executarea silită. Dar datorie în familie? Băi, se întâmplă, de la și de la se întâmplă pentru că domnul primar, domnul Gabriel Crijan, conduce comuna, da, încă din 2004, și l-a devenit celebru în urma următoarei chestiuni. A dat în judecată primăria la un moment dat, când el era profesor la școala din localitate, a dat în judecată primăria, bă, că nu răspunde dânsul. Nu răspunde, păi e îngropat. Nu știu dacă mai au telefoanele, nu știu că mai poate le-au luat și telefoanele. Totuși sunar, trebuie să spună că linia a fost suspendată pentru neplată, nu știu. A dat în judecată primăria și a cerut plata unor dobânzi la diferențele salariale. I-a dat în judecată primăria și a câștigat domnul primar. Deci normal. Judecându-se practic cu el, pentru că el este primarul, a dat în judecată primăria.
Da. Dom'le, primarul DSL, să spunem câteva elemente esențiale. Primarul DSL are o poză cu Liviu Dragnea în birou. Și întrebat în legătură cu asta, el a explicat, nu-i normal așa ceva? Păi cu cine ați fi vrut să am, domnule? Cu Ludovic Orban? Cu cine să-mi pun? Pus și eu cu domnul meu, domnul meu Liviu Dragnea. Domnul Liviu Dragnea, când a descălecat însă elele după reînființarea acestei comune, a fost întâmpinat în Straia Populară, evident, cu pâine și sare, dar și cu o diplomă de excelență, citez, pentru implicarea în dezvoltarea comunei Săelele, ba chiar reînființarea, aș putea spune, și contribuția adusă la creșterea nivelului calitativ al fotbalului. Pentru că Liviu Dragnea are o echipă de fotbal acolo pe care sigur nu și-o asumă, e în faza de negare în momentul de față. Echipa de fotbal este pe numele... La acea dată aparținea șoferului și era finanțată de Valentin Dragnea. Iar primarul Dânsăelele, domnule, ce înseamnă, știi, hărnicia prostului? În general, nu în cazul domnului primar Dânsăelele. Nu, în niciun caz, da. Omul politic Liviu Dragnea, încearcă în disperare să se distanțeze de tot ce înseamnă Teldrum, echipe de fotbal și alte afaceri de acest gen. Nu am niciun fel de treabă. Uite, nu e a mea, e a șoferului meu. Eu știu ce face șoferul, mă lasă acasă, eu mă culc, el se duce și e patron de echipă de fotbal. Fii-miu că e investitor la echipa Voința Săele, dar eu îi verific banii copilului, dând puțin din alocația lui școlar, a finanțat această echipă de fotbal. Habar nu am. Vine primarul din Săelele. Îi dă o diplomă pentru dezvoltarea calitativă a fotbalului în județ. Păi cum să o dezvolte, domne, calitatea dacă dânsul nu e implicat în fenomenul fotbalistic? Nu are nicio calitate. Dacă dânsul, pentru că a făcut acolo un copil, pentru că a născut un copil frumos care investește în fotbal, pentru că a ales un șofer potrivit care e patron de echipă de fotbal, pentru ce i-ați dat? Că i-ați făcut un denunț la omul ăsta indirect. I-ați dat o diplomă de excelență pentru ce a făcut în fotbal. Da. Și el, săracul, se jură pe unde îl prinde că n-are niciun fel de legătură cu fotbal. Domnul Liviu Dragnea, când va apare la televizor, tot timpul va apare în postura de victimă. Tot timpul este această victimă a sistemului, se luptă cu nenorociții ăștia și o să vedeți că nu vor rămâne lucrurile așa. Deci cam asta e linia discursului domnului Liviu Dragnea. Domnule, nu-i lăsăm pe ăștia să facă ce fac. O să vedeți, vi se pare normal? Cam asta e linia discursului, tot timpul e victimă. Dar în 2012, atunci, când a încheiat această modestă primărie din Săelele, un contract de 4 milioane de lei pentru canalizare. Sunt aproape 2000 de suflete în Săelele, dar a fost nevoie urgentă de canalizare și nu doar de canalizare, ci și de o stație de epurare a apelor uzate. Îți dai seama câte ape uzate aveau în Săelele și aici ce facem cu apele? Le aruncăm? Nu, las că facem o stație de epurare. Cu cine? Cu Teldrum. Nu s-a gândit că nu se poate plăti? Ce a crezut? Că o să vină domnul Dragnea și, fiind în familie dumneavoastră, el va înființa pe dumneavoastră, a înființat și Teldrumul, nu o să se mai plătească nimeni? Dumnezeu, dar Liviu Dragnea, când îl întreb dacă are Teldrum, zice că nu e al lui. Acum echipă de fotbal n-are. Vedem că comuna Săelele zice că nu e al lui. Dom'le, premier are domnul Dragnea? E premier, nu e, domne. N-are? Partidul a impus. Partidul. Sigur că partidul n-a știut cu ce nominalizare în plic se duce la Iohannis, da? Victima sistemului. În urmă cu, să zicem, aprilie 2017, un an și ceva, la un moment dat a apărut această știre, această informație pentru prima dată cu pilonul 2 de pensii că îl terminăm. Deci terminăm cu această țigănie, să zicem așa. Da, domnul Mișa. Domnul Mișa nici nu depusese jurământul. Cred că înainte de Mișa. Înainte de Mișa au fost speculații, dar la domnul Mișa a fost o declarație în clar. Deci dânsul fusese nominalizat, din păcate, ca ministru de finanțe, nu depusese jurământul. Da, dar eu zic înainte, ce s-a întâmplat înainte de chestiunea aceasta, când a venit doamna Raluca Țintoi. Da. Așa. Da, doamna Raluca Țintoi a fost în felul următor, a trimis o scrisoare. Da. Deci dânsa a trimis o scrisoare din calitatea de manager NN Asigurări. Da. Și a spus, atenție, am auzit, nu spui de unde, dar am auzit că vor să desfințeze pilonul 2 de pensii. Sigur că da, s-a făcut o plângere la ASF, doamna Țintoiu a fost suspendată. Dom'le, au suspendat-o! Au suspendat că nu au putut chiar să o desfințeze total. Dom'le, au scos-o din cadru de tot pe femeia asta. Da, au pus-o să și plătească o amendă considerabilă. Ulterior, Dragnea a cerut sancționarea la Lucrei Țintoiu. El a cerut-o. Bine că nu a cerut asasinarea. Dom'le, s-a pus în această chestie. Chirica. Da. A cerut chestia asta. Da. Astăzi aflăm despre șefa NN Pensii că a câștigat procesul. Câștigat procesul, dar trebuie să nu... Mai spunem, a mars niște etape, știi cum e. Da. PSD-ul a spus că dânsa minte cu nerușinare, că nimeni nu ia în calcul această chestiune, că nici nu se poate pune problema de așa ceva. Vine domnul Mișa, că aici e interesant. Mișa, ministru de finanțe, înainte să fie șeful fiscului. Și spune în felul următor, înainte să depună jurământul, după ce a fost audiat de Parlament. Da, luăm în calcul desfințarea pilonului 2 de pensii. Pică bursa.
Se alege a doua oară aflăm despre chestia asta. Atunci aflăm pentru prima dată din gura unui oficial. Da. Și țipă femeia asta. Păi și cu mine ce ați avut? Când v-am spus că asta vor să facă și m-ați făcut mincinoasă, m-ați dat afară de la locul de muncă, m-ați pus să plătesc amendă, mi-ați ruinat numele, m-ați blestemat până la al 13 ani și toate cele. Acum ce o să facem? Ei, ce o să facem acum? Ce am făcut acum? O despăgubim. Bună seara, domnule Florin Crițu, senator al Partidului Național Liberal. Bună seara. Azi aflăm că trebuie să-i dăm niște bani doamnei pentru felul în care a fost tratată de către statul român. Noi nu trebuie să-i dăm niciun bani. Da. Curtea de apel București a anulat decizia de sancționare emisă de ASF și obligă instituția să plătească daune morale de 1000 de euro. Mă rog, sumă modică, doamne. Nu avea ce să facă instanța, era singura soluție și singura decizie normală într-o țară normală. Și până la urmă vedem clar aici, avem prima dovadă, zic eu, că Liviu Dragnea, deși mai au mai spus, dar Liviu Dragnea folosește instituția statului pentru a-și ataca și opoziția politică și pe oricine îi se opune. Aici a fost clar un caz direct, era cerut în direct la televizor sancționarea managerului acestei companii. A doua zi s-a executat o instituție independentă politic, nu? Da. Instituție independentă politică s-a executat și au dat-o afară pe Raluca și acum și mai departe și situația. De aceeași instituție, vă aduc aminte că m-a închetat și pe mine pentru niște declarații publice în vara anului trecut. Și v-ați potorit? Da, și nu m-am potorit, până la urmă au ajutat să facă nota de ce, dar aceeași instituție nu a zis nimic când Eugen Todorovic și Darius Vulcov au creat acea situație în care au spus că vor plafona prețul gazelor, prețul companiilor, acest companii care sunt legate de acest sector a scăzut foarte puternic pe piața de capital. Au plusat și au venit și cu un proiect de lege pe care l-au pus pe site-ul ministerului și da. Aceea l-au scos. Dacă aici asta ne manipularea pieței... Dar la ASF există o formă de răspundere pentru oamenii aia care câștigă o mică avere în fiecare lună? Că noi știm că la ASF sunt printre cele mai mari salarii din România. Este o instituție independentă, dar am putut atunci... Și cum, doamne, iartă-mă independentă, că e numită de Parlament conducerea, nu? Vedeți, da, este numită de Parlament, după ce comisiile de specialitate din Parlament aleg pe cei mai buni. Voi mai da o veste. Foarte bun. Această conducere a ASF-ului și-a terminat mandatul. Și veți putea participa și noastră în perioada următoare la alegerea unei conducere a ASF-ului. Eu atunci când a fost făcut această opțiune, nu eram în politică, m-a avut zite foarte dure la adresa la modul în care se fac aceste numiri. Îmi împărtez opinia că aici trebuie să fie doar profesioniști. Chiar dacă sunt numiți de Parlament, trebuie să fie profesioniști și asta se face proces de selecție. Da. Oameni care se sună la comandă politică și nu răspund în fața, nu cred că poate doamna Pitre să se ducă împotriva lor personal, nu. Dar cred că în cazul aici nu s-a... Dar Parlamentul poate demite conducerea ASF, nu? Exact. Păi și în momentul față nu crezi că e cazul să discutăm în Parlament de demiterea conducerii ASF? Aici este o discuție de conducerea ASF și a terminat mandatul pe felul mandatul. Adică ar trebui să existe și o consecință destul de imediată a acestei situații stranii. Da, domnule Cățu. Există și o persoană fizică, persoană președintele Camerei Deputaților. Acolo trebuie să mergem pentru că era cerut public sancționarea și această instituție s-a decepționat și alte instituții ale statului. Bă, că nu-i dați numele domnului Dragnea, nu vreți să-i faceți reclamă, bag de seamă. Nu. Ziceți așa, președintele care... Da, domnule Cățu, ieri vorbeam cu domnul Gelu Diaconu, fostul șef al ANAF, împotriva căruia se îndreaptă în acest moment instituțiile statului. Azi vorbim despre această doamnă care a fost sancționată inițial și a câștigat astăzi. Am senzația că domnul Liviu Dragnea, care este în postura de victimă permanentă la televizor, e de fapt agresorul și îl pozează așa, vedeți cum apare la așa ca un om oropsit de situație și de nenorociții ăștia, când de fapt el trage în toate părțile și fără nicio milă. Omul ăsta nu are neapărat o milă, mi se pare mult mai perfid decât cei care vin așa în față, în postura agresorului, adică își asumă postura agresorului. Au chestia asta. El pare așa un pic, domnule, vine îmbrăcat într-o victimă, săracul de el, n-are nici aia, n-are nici drumul, n-are nici premierul, n-are vine seara și patru asasini să-l lichideze. Domnule, ai senzația că vrei să-i dai și o mână de ajutor.
Măi, strategia domnului de aia e importantă. De a se salva, este strategia domnului sale. În România astăzi, da, mai sunt instituții. ANAF, PICOL, NNA, aceștia mai ar trebui să-și facă treaba. ANAF nu ar trebui să răspundă la comandă politică. ASF nu ar trebui să răspundă la comandă politică. DICOL, NNA nu ar trebui să răspundă la comandă politică. Cum să nu răspundă la comandă politică dacă sunt numiți politic? Vedeți, asta cum ne-a numit de parlament nu ar trebui să fie numit politic. În România este așa. Dar să știți că toată lumea... Sunt de la partide de membri conducerii ASF? Oamenii partidelor? În acest moment, da, sigur. Bun. Președintele ASF este fostul președinte al... Și înainte de actualul președinte a fost domnul Mișu Negrițoiu, care ne amintim cât de PSD-ist a fost de-a lungul vieții sale. Bineînțeles, eu v-am spus că în România este așa, dar trebuie să ne depărtăm și asta putem să facem doar prin a pune criterii foarte clare de selecție înainte de a emite acești oameni. Pentru că da, Parlamentul, doar se numește Parlamentul, nu înseamnă că deci nu e politică atât timp când avem criterii foarte clare. Bun, mulțumim pentru intervenția noastră, domnule Florin Câțu, și mergem... Teadu, mai e o treabă cu criteriile astea foarte clare. E interesant când facem tot politicul și criteriile. Pentru că, vezi tu, criterii foarte clare vor fi și pentru procurorii DNA. De exemplu, procurorul care instrumentează dosarul Teldrum are 8 ani de experiență. Da. Păi hai să punem criteriul 10 ani de experiență. Și foarte obiectiv, vom spune, criteriu nu are destul experiență, domne. Uite, doamna Adina Florea, cea propusă... Apropo de DNA. Da, apropo de DNA și de instituțiile statului, este cea propusă de domnul Tudorel Toader în mod oficial domnului Iohannis pentru funcția de șef a DNA. Acum așteptăm reacția domnului Iohannis la așa ceva. Știm că la Felix Bănilă, la șeful DICOT, a durat vreo o lună și jumătate această reacție și a fost una favorabilă domnului Felix Bănilă. Nu e nicio grabă. Acum întrebarea se pune după ce legislație se face numirea șefului DNA. Pentru că, pe de-o parte, era clară treaba în privința acestei numiri că ar fi putut până acum, a cerut și Comisia de la Veneția, să refuze de oricâte ori ar fi vrut domnul Klaus Iohannis propunerile domnului Tudorel Toader. Acum, intrând în vigoare ordonanța de urgență și legile justiției cele noi, se face, înțeleg, după noua lege a justiției. Dar hai să vedem ce zice noua lege a justiției în privința numirii șefei DNA. Prevederile prezentei legi nu se aplică procedurilor de ocupare a posturilor de conducere sau de execuție, inclusiv prin promovare, și nici procedurilor de evaluare în curs de desfășurare la data intrării sale în vigoare. Ceea ce înseamnă ce? Că noi suntem acum într-o procedură în curs de desfășurare în privința doamnei Anca Florea. Așa e. Asta înseamnă, Adina Florea, îmi cer scuze, asta înseamnă... Poate să o pună și pe Anca Florea, dacă se forțează puțin domnul Tudorel Toader, nu-i ca și ajunge cum ne-ar surprinde nicio astfel de numire. Asta înseamnă că domnul Klaus Iohannis ar fi, conform acestei prevederi, ar fi în măsură să refuze de oricâte ori vrea. Pe de altă parte, se pune problema, nu care cumva domnul Tudorel Toader poate să zică, da, domne, dar în momentul în care a refuzat, începem o nouă procedură, ceea ce intră pe legea cea nouă. Și atunci nu mai poate să se refuze o singură dată. Deci, a, practic, neagră, nu, domnul Klaus Iohannis va avea voie să refuze, zic eu, măcar de două ori, pentru că... Tu încerci un exercițiu de logică, dar nu înțeleg de ce. Hai să-l ascultăm pe domnul Tudorel Toader cu exercițiul său de logică. De ce să încerci un exercițiu de logică atunci când noi demonstrasem logic că președintele are dreptul să refuze anumite propuneri, pentru că de-aia e propunere, că nu e un ordin, și a venit CCR-ul și ne-a spus... Doamne, propunere înseamnă altceva în mod juridic. Când ți-au spus juriști în direct chiar și în această emisiune că propunere înseamnă propunere, indiferent dacă vorbești cu un avocat, cu ministrul al justiției sau cu președintele României. Deci, lasă-mă cu logica. Hai să-l ascultăm. Domnul Tudorel Toader aseară în privința propunerii sale. Nu scrie nicăieri că a doua propunere musai trebuie să fie altcineva. Sigur, când vii cu să vii cu aceeași persoană la a doua propunere, va trebui eventual să vii cu elemente de fapt suplimentare. Dar eu zic să ajungem la momentul respectiv și vom vedea care va fi reacția, decizia președintelui la Ministerul Justiției. Comisia de interviu de evaluare a fost prezidată de mine ca ministru și cei 4 secretari de stat. Eu am fost ultimul care m-am exprimat. I-am lăsat pe colegii mei
să văd evaluarea pe care o fac. Doamna Florea, cu unanimitate și fiecare membru în parte, a spus că dânsa este omul cel mai potrivit pentru această funcție. Da, declarație emoționantă a lui Tudorel Toader. Până la lacrimi, da. Până la așa. Fiul lui Tudorel Toader n-a reușit transferul la Iași, fiind respins la concursul pentru un post de notar. Dânsul era notar într-o zonă rurală și ar fi vrut să treacă într-o zonă urbană. Urbană. A vrut să vină la oraș. Da. Și nu s-a putut. Nu s-a putut pentru că a ieșit, păi, clasat al treilea în acest concurs. Și ce dacă? Răzvan, în fața de când îi luăm în ordinea punctajului, Radu? În ordinea notelor de pătricouri. De ce? Păi nu știu, așa e... Păi tu nu știi? Asta e fosta, asta e fosta procedură. Așa a fost... Păi da, dar nu în cazul juriștilor, domne. A. O să vină Curtea Constituțională și va spune... Asta nu știți? Nu știați? Nu știați, nu? În cazul băieților de ministru... Da. Se ia cea mai mică notă. Da. Așa se merge. Ați luat cea mai mică notă dintre candidați? Da. Da. Păi nu o să mergeți mai departe. De ce? Pentru că se calculează altfel în funcție de... Deci evaluare, când spui tu evaluare, ce evaluare aveai tu la școală? Erau niște evaluări pentru persoane non-juridice. Dar notarii nu sunt sub autoritatea ministrului justiției? Păi notarul ăsta e sub autoritate, că e TAS-ul. Pentru că ce aș vrea eu să zic? Ce ai vrea să zici? Adică n-ar putea să le facă celorlalți doi, domnul Tudorel Toader, o evaluare? Să le facă o evaluare și să zică, domne, eu aș vrea să-i revoc pe ceilalți doi. Îi revoc pe cei doi contracandidații și unui meu. Și am terminat povestea. Nu, dar eu i-aș revoca pe cei care au dat notele. A, deci ori mergem pe principiul că... Trebuie să tăiem de la rădăcină. De la rădăcină. Rău. Și în primul rând, de ce nu poate face evaluarea chiar fiul domnului Tudorel Toader? În calitate de candidat, să spune el ce știe, nu să-l întrebe ce vor ei, ei cine sunt ei, statul paralel, al notarilor paraleli, să vină Tudorel Junior și să spună, deci, domnule, eu m-am pregătit cu asta, asta și asta. Vă convine bine, nu vă convine, criteriile voastre, ne vedem la ce cere. Să stabilească domnul Valer Dorneanu cine se mută că de acolo. Că avem o curte constituțională. De-aia îi plătim pe oamenii. Nu ca să fie concurs și să ne trezim că... Cu băiatul, uite că rămâne la țară. Copil cu facultate. Ce face el la țară? Cu cine vorbește el la țară? Cu țărarea aia? Ce să legă? Ce hai să nu jignim. Hai să nu jignim. Cu oamenii aceia de la țară. Că n-am zis țărăniți ca pe RTC. De-o am zis țărar, nu era nicio insultă. Deci revenind, ce să facă el ca notar la țară? Ce o avea atâta de legalizat la țară? Arată el la țară? Păi e păcat de mașina aia. Și de fata aia e păcat. Mă rog. Dar revenind la cine doare cu adevărat, e păcat și de tatăl. Imagine. Ajută mai ministrul justiției și el săracu legalizează transferul de gâște într-o comună. Imagini șocante de la Spitalul Județean Cărași, imagini care au circulat pe Facebook astăzi și nu numai și pe televiziuni, să le vedem cu un cetățean care se târa pur și simplu pe caldar, în altfel nu pot să-i zic, și trece la un moment dat un infirmier pe lângă el, îi pune o întrebare și îl lasă să... Bine că nu-i pune piedică. Târască în continuare. Târăște-te, domnule, că asta e dorința mată. Vă târâți spre toaletă. Da. Vedeți că vă târâți drept înainte 10 metri și apoi vă târâți puțin la stânga. Da. Care este problema, domnule Buzeanu? Nicio problemă. Adică imagine... ce-i fi vrut să leviteze? Există o lege a gravitației care încă se mai respectă. Una dintre puținele legi respectate în această țară. Dar remarci că se târăște pe trecerea de pietoni. Nu e, deci... Domnule, se târăște regulamentar. Asta nu a remarcat nimeni. Lumea n-a înțeles. Cetățeanul a fost externat. Da. Și a zis, vă chemăm un taxi sau vă târâți singur până acasă? Nu, mulțumesc că locuiesc aproape, mă târâți eu, nu. Bine, mulțumesc, o zi bună, o zi. Și dacă vedeți că nu vă simțiți bine, că mă simt perfect. Mă, nu m-am mai târât așa de ani de zile, din tinerețe nu m-am mai târât așa de... Și omul s-a târât acum, frumos vindecat. Dar nu-i război, mă, de ce să târăște, mă, nene, că nu suntem în tranșe. De modestie, Radu, de modestie. Da. Nu merge așa semeți pe stradă. Ce modest, se târăște modest spre căsuța lui. Că nu are motive de laudă. Hai să vedem reacția spitalului la imagine pe care le urmărim acum. Spitalul a venit și a explicat în felul următor lucrurile. Se administrează pacientului tratament în unitatea de primire urgențe. Pacientul smulge branula și pleacă, părăsește camera de gardă fără aviz, având în vedere și spunându-ne că el vrea să ajungă în Slobozia, întrucât vine cineva, are domiciliu acolo și vine cineva și îl ia pentru a fi dus acasă la Slobozia. Ne-a dus inclusiv în jurii și nu a vrut sub nicio formă să se reîntoarcă în camera de gardă. Practic omul avea musafir și știm și noi cu toții ce înseamnă să ai musafir.
se țipă oamenii ăia să aștepte. Păi, dar nu se poate, domnule, așa. Normal că omul a luat-o târâși grăbiș, că și vorbă. Târâși grăbiș. Târâși grăbiș. Dar nu, dar a spus, vine cineva să mă, a stat 5 minute, zice, băi, hai că nu mai... Iau-le ușor, așa, târâși și mă prinde de urmă. Sigur că, având în vedere cum arată spitalele din România, poți să înțeleg de ce te-ai târâs spre casa ta, dacă să rămâi în camera respectivă. Spitalul e din Călăraș, nu? Spitalul din Călăraș. A, pe cât faci, mă, de la Călăraș la Slobozia? Imediat ajungi. Deci, Călare, târâș sau cu mașina? Cum vrei să-ți calculezi? Ar trebui și distanța asta. Cam cât timp mai e până la Slobozia? Păi cam două zile târâși. Nu știu, depinde. Dacă vă târâți un pic mai repede, aduceți într-o zi și jumătate. E mult mai în siguranță, zic eu, cetățeanul în târârea sa spre domiciliu decât într-o cameră de spital. Mi-am amintesc că la un moment dat maternitatea din Călăraș fusese închisă așa cu totul. A zis, nu mai intrați. De ce chiar nu mai e nimic? E mai bine pentru dumneavoastră să nu intrați. Da, pe de altă parte, poate n-a vrut să atragă atenția asupra sa. Dumnezeu, iau așa să nu mă vadă lumea. Ei se uită la nivelul... Nu se uită nimeni la nivelul solului. Se uită așa, sus, măi, unde fi, nu-l vede nimeni. Poate așa a reușit să evadeze de spital. Încotro. Și el era pe sub nasul lor la propriu. Da. Se tăra ușor spre casă. Pe de altă parte, urmărind aceste imagini, îmi creează această senzație pe care am avut-o și zilele trecute discutând despre România, care nu vrea să ia fonduri europene să construiască autostrăzi. Și deci spitalul Uniunii Europene. Dom'le, vine omul ăla, infirmierul Uniunii Europene. Și Slobozia e Turcia. Nu vrei să te iau, mă, să te duc, uite, nu vrei să te vindec. Infirmierul pe lângă el, te pun într-un scaun, că până la urmă cred că l-a întrebat. Nu vrei, că dacă s-a oprit, l-a întrebat. Vrei să te ajut cu ceva? Poate l-o fi întrebat. N-aveți un foc? Nu, domnule, lăsați-mă, bace, mă tărăsc. Mi-așa place să merg, așa e România în momentul de față, că refuză fonduri europene. Și ați mulți branula cu fonduri europene. Mărina Crețu, și ați mulți branula, are invitați. Uitați-o la doamna Viorica Dăncilă. Trebuie să mă văd cu domnul Erdogan. Are invitați, cam asta e România zilelor noastre. Luăm pauză și ne întoarcem. Bună România. De ce nu mergem noi doi la Galați? Te-ai întrebat vreodată de ce n-am mers noi în ultima vreme niciodată la Galați? Ai stat așa nu și vrei. Nu vrei? Nu vrei, eu trag de tine, tu nu vrei. Nu care cumva nu vrem împreună? Nu, eu ți-am zis să mergem. Tu ai zis să mergem? Tu mi-ai zis, ce să fac, mă? N-au droguri, n-au sex, n-au păcănele, n-au mergem nimic. Ca să încep. Da. Iată, astea sunt cele trei motive pentru care oamenii care nu merg la Galați, nu merg la Galați. De mult timp m-am întrebat și eu. De ce nu mergem la Galați? Da. Când am putea să mergem la Galați? Da. Viceprimarul Picu Roman. Că altfel nu putem să-i spunem. Viceprimarul domnul municipiului viceprimar. Galați a explicat astăzi foarte clar. Da, domnule, știu că pe mințile tuturor e această întrebare care îi răscolește noaptea. Mă, de ce nu merg turiștii la Galați? De ce merg turiștii în tot felul de orașe port din lumea asta? Mai puțin Galați. Și l-a spus. Pentru că noi am refuzat să intrăm în acest cartel al orașelor turistice care livrează un cocktail bazat pe trei ingrediente. Vedeți că nu sunt metaforele mele. Sunt ale domnului Picu Roman de la Galați. Deci el sex, droguri și păcănele. El practic vine cu această afirmație gravă la adresa gălățenilor și anume faptul că nu... Nu prea e activitate. Nu prea sunt, cum ar spune domnul deputat Gheorghe, nu prea sunt sexomarxiști la Galați. Da, da. Nu sunt destui sexomarxiști la Galați. Nici droguri nu găsești dacă... Nu sunt droguri, dar mă rog, la cum se modifică legislația în vigoare zilele acestea în ceea ce privește suplimentele alimentare, s-ar putea droguri să găsim și în farmaciile astea de stat, s-ar putea medicul să-ți prescrie droguri. O grămadă sub incidența ideii de drog. Bun! Haideți să-l ascultăm. Da, păcănele! Viceprimar explicând... Nici păcănele n-aveți la Galați, domne. Domnul viceprimar. Este adevărat că ne plânge inima că nu opresc și la noi. Dacă e să vă spun și să răspund oarecum la întrebarea ce fac autoritățile, eu n-aș face mare lucru. Aș pune doar un singur banner undeva la intrarea dinspre Brăila, Galați, și să spun acolo welcome to Galați, welcome to Paradis. Numitorul comun pentru turism este un cocktail alcătuit din trei ingrediente numite așa, sex, droguri și cazinouri. Nu putem să ne transformăm în niște agenți de circulație și să stăm în mijlocul drumului și să spun poftiți o corire spre stânga, trageți la mal. Cine nu vrea și să înțeleagă că trecând prin bucata asta de Dunăre, este o bucată de îndumnezeire și merg spre alte zone, e treaba lor, dacă nu înțeleg ce înseamnă această Dunăre magnifică. Da, vorba domnului viceprimar, welcome to Paradis! O zonă de îndumnezeire. Dom'le, iată... Multă lume nu știe... Lumea se duce ca proasta în Delta. Da, nu ca mai să zicem. Faci ce? Nu mai zicem, că atâta lume o ia... Nu mai spune câți oameni merg în Brăila. În loc să meargă în Galați, când ar putea merge mare în Mare greșeală. Dar vă dați seama... Mare greșeală. Că acum... Dar în Constanța... Da?
Păi ce să cauți, acolo găsești, păi acolo găsești sex droguri și... Da, păcănele n-am prea văzut. Păcănele n-am auzit. Dar vii cu păcănele de acasă. Da. Domnul viceprimar a găsit această explicație. Uite, pe de altă parte vine un domn, Leontin Șerbănescu, reprezentant al unei agenții... Leontin Sălăjean. Da, de turism, care crede că un prim pas ar fi ca autoritățile să instaleze măcar un ghișeu de informare turistică. Nu, domnule, astea sunt pretexte, domnule. Astea sunt pretexte. Dacă vrei cu adevărat să mergi într-un colț de paradis, da, într-un lăcaș de îndumnezeire, cum este orașul Galați, te duci și fără birou turistic ăsta de informare, da, turistică. Domnul viceprimar nu spune că totuși și Galațiu are niște atracții locale. De exemplu, are pe domnul Bacalbaș. De ce nu spunem despre domnul Bacalbaș? Domnul Bacalbaș mai stă și în București. Nu se bucură doar gălățenii. Adică poți să-l găsești pe domnul Bacalbaș în Parlamentul României. Nu mai trebuie să mergi până la Galați, da, ca să vezi Bacalbașa. Hai să sunăm la domnul primar ca să ne lămurim în privința acestei declarații la domnul Ionuț Pucheanu. Poate dăm de domnia sa, eu știu. Poate și să ne explice domnul primar. Eu asta vreau să întreb. Dacă tot deschidem subiectul. De ce nu avem acest banner la intrarea în Galați? Welcome to Galați, welcome to Paradise. Nu, Paradis. Păi nu, eu am... Mă, el a dat-o... Eu am zis-o pentru turiști. El a zis-o pentru români. Pentru români. Păi eu mă gândesc că poate acești turiști din străinătate. Ah, bun. Welcome to Paradis sau to Paradise. De ce nu există acest banner la intrarea Welcome to Paradis. De ce nu i-a asumat Galațiu ca un paradis? De ce nu paradis. Și asumă oamenii ăștia Galațiu ca un paradis? Uite, domnul primar nu răspunde în acest moment. O fi cu niște turiști, de indicații turistice. Poate că... Ați văzut centru? Ați văzut ce frumos e? Am băgat păcănele în centru. Montează păcănele. Acum se montează păcănele. Aia, cu căsuța vocală, nu. Treaba ta. Nu mai vorbesc cu roboții. Da. De că îi se aude numărul pe post. A, oprește, gata, corect, îi se aude numărul. Da, dar am acasă, trebuie să vorbim cu roboții. Welcome to Paradis. Da, domnul primar, de la B1 suntem, v-am sunat un pic, am vrut să stăm de vorbă, să vă întrebăm în legătură cu Galațiu, care e noul paradis, cumva. Noul paradis, dar, vechi paradis, dar nu fiscal. Asta e important. Nu există paradis fiscal. Acolo se respectă legea, nu e vreo... Dom'le, de droguri și sex nu poți să-l întrebi. Întreabă doar de păcănele. De păcănele. De când băgați păcănele în Galați să vină turiștii, domnule? Măcar 33% dăm problemă să o rezolvăm. Da, să se pornească turiștii. Bun, între timp, poliția română stătea așa și se gândea, domnule, mai țin minte cazul Ilie Năstase și câte probleme ne-a făcut cazul acela și câte, domnule, câtă, ce nebunie a fost pe capul nostru. Și poliția română a găsit soluția în privința celor care se suie consumând băuturi alcoolice la volan sau consumați, se suie băuți, cum ar zice românul. A găsit această soluție revoluționară, se merge pe tehnologie nouă, în care, domnule, te lasă să pleci și mai departe, rezolvă problema, dar cu condiția să-ți instaleze ceva în mașină ca să nu te mai poți sui băut la volan, pentru că va detecta consumul de alcool aparatul respectiv și va bloca motorul. Hai să ascultăm să urmărim aceste informații. Am văzut la știri imagini cu această soluție pe care a găsit-o poliția română. Dom'le, oamenii ăsta și te-au gândit. Cum o rezolvăm? Uită-te și tu că e plin de bețiv la volan. Cum rezolvăm treaba asta? Welcome to Paradis. Uite cum o rezolvăm. Punem o mașină de poliție acolo, cum s-o rezolvăm. E interesantă și abordarea asta cu un dispozitiv care să-ți blocheze, care să nu știu ce. Eu aș monta înainte de acest dispozitiv un alt dispozitiv. Pe uniforma de poliție să fie un dispozitiv care atunci când se apropie șpaga de tine să te imobilizeze. Înțelegi? Da, și asta. Deci tu ca polițiști, știi, ca să te protejeze de șpagă, să te imobilizeze instantaneu așa, să nu mai poți să iei. Dar sigur, mă gândesc că în zona asta vom putea gândi soluția altă dată. Dar de ce nu montăm un boschet mobil? Boschet mobil care să apară imediat când apare un polițist, să se instaleze și un boschet în fața asta. Dar de ce nu camuflăm mașinile de poliție în boschet? Adică să vezi așa, măi, ăla e un... Se mișcă boschetele la... Nu mai e mașină de poliție. Deci, practic, mai să nu fie nevoie să pândească în anumite locuri. Tehnologia trebuie tehnologia să avanseze. Avansată, da. Înțeleg în privința șoferului, dar hai să avanseze și în privința poliției române. Uniforme de camuflaj pentru poliție, să se așeze așa lângă un fir de iarbă. Da. Bun zis, mai mic, mă gândesc. Mă rog. Și să nu fie identificat ușor. Dar pentru că am ajuns în zona infracțională, eu spun că e păcat să-l ignorăm pe viceprimarul unei comune din Neamț. Care ce s-a gândit? Care s-a gândit să facă niște bănuți, și pentru că n-a vrut să plece la un club din Torino, s-a gândit să facă niște bănuți în localitatea sa, în comuna Români, mândri că suntem români, din capul locului. A făcut senzația acest slogan electoral în comuna respectivă. Prezumția e pozitivă din capul locului. Domnul da. Constantin Trofin se numește, iată-l, așa
arată Constantin Trofin. Ia uitați. Dacă îl vedeți pe Constantin Trofin, nu răsuciți cuțitul, nu încercați să cumpărați bonuri valorice pentru combustibil de la domnia sa, că a mai încercat odată să le vândă și s-a ales cu o pedeapsă de închisoare pentru comiterea infracțiunii de delapidare, interdicția de a ocupa o funcție publică, obligația de a efectua 60 de zile în folosul comun. Dar ce a făcut omul ăsta, măi, la primărie existau niște bonuri valorice pentru combustibil, știi? Și eu le-am zis, mă, când ne foim noi de colo-colo aici, că nici nu avem drumuri pe care să mergem, dacă... pe ulița asta de români, câte bonuri valorice de combustibil să cheltuim? Deci nu consumăm doar alcool, consumăm și benzină la volan. Iată, interesant această informație. Și-au dat seama, bă, le coroborăm. Deci... Și cât valorează un bon de ăsta valoric? 50 de lei. Păi câte benzină să punem noi în Comuna Român de 50 de lei? Motiv pentru care a mers în orașul vecin, s-a dus în Buhuș, și s-a proptit acolo într-o benzinărie în Buhuș și stătea la pompă. Vă dau niște bonuri? Bonuri, 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 avem bonuri, avem bonuri. Dar întrebam, ce bonuri aveți? De benzină. De cât? De 50. Da. 50 de lei? 50 de lei valorează, vi le dau cu 30. Opa. Mă, sigur nu sunt false. Cum să fie false? Sunt viceprimarul din România. Sunt viceprimar, dar viceprimarul chiar s-a uitat pe telefon. Joc. Da, da, domnule, eu serios, viceprimarul din România. Și de unde ai avut bonurile valorice? L-am cumpărat la negru de la viceprimarul din România. E, cert e că cineva la un moment dat n-a vrut să intre în acest circuit economic deosebit de ingenios al viceprimarului de români, îl recunoașteți după mustață care are apucături de acest gen, nu știu dacă e membru PSD, dar ar putea fi, fără probleme. Ei bine, a alertat poliția, domne. Domne, să vină poliția, că mare infracțiune ce se petrecea. Delapida fondurile primăriei vânzând bonurile valorice și le vindea, ce înseamnă, domne, omul cu măsură, că avem nevoie de mai mulți oameni cu măsură ca el în politică. Bon de 50 de lei, îl dădea cu 30. Mai răzvare, dar că altul poate l-ar fi vândut cu 49, poate, preț poate, psihologic. Da, s-ar fi aruncat. Dar acum, uite, decât să dea în cap la oameni pe stradă, uite, făcea un ban cinstit, vindea un bon acolo, adică cu problemă. Ce deranjează? Că... Deci eu nu înțeleg, eu cred că și el în instanță a spus. Da. Dar pentru ce mă condamnați? Pentru ce? Pentru să fac pușcărie pentru un popor de idioți, da, care în loc să cumpere bonuri valori ce anunță poliția. Uite, timp mi se scrie pe adresa de Facebook faptul că Galațiu e plin de păcănele. Ni se semnalează acest lucru. Care, domnule, că e plin de păcănele? Nu care? Sunt păcănele turistice. Astea sunt păcănele... Astea păcănele pentru băștinași. Locale, da. Nu deci... poți să aduci turism în străinătate cu păcănele, da, locale. E, vezi că, interesant că... Că mă gândesc că și sexul exista. Asta în Galați, zic, că totuși... Mesajul a fost trimis pe zona de păcănele. Era interesant să le spun. Care, domnule, că se face la sex în Galați, dar nu ai de treabă. Cum? Cine-i domnul viceprimar să ne spună nouă ce? Să vină, domnule, să poate, vine... poate nu face domnul viceprimar, poate, dar asta e problema domniei sale. Dar știam că ce face fiecare în dormitor e problema lui, nu? Nu vine statul să se bage în dormitorul oamenilor. Păi știm, nu se bagă statul în dormitorul... Știm asta de la referendum. Nu, da, se bagă statul în dormitorul omului, da, dar nu se bagă nici turistul în Galațiul tău. Pentru că uite ce zice un alt articol, că s-ar întâmpla la Iașul domnului Chirica. Ce, de ce se întâmplă la Iași? A început și la noi nebunia egalității de gen, zice un articol. Un ce document gen? De pe site-ul Palatului Copilor din Iași a provocat agitație în rețelele de socializare. E un formular prin care li se cere părinților și copilor înscriși așa, 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 și li se cere ce li se cere, mă? Activități, consimțământul. Se întâmplă oricui să li se ceară consimțământul. E bine de regulă să existe consimțământul. În anumite, da, circunstanțe, cel puțin, consimțământul e important. Nu se merge pe ideea, nu se merge pe ideea de tată și mamă, se merge pe ideea de părinte 1, părinte 2, ceea ce este mult mai discriminatoriu. Doar doi? Păi și părinte 3? Părinte 3 n-am auzit încă. Păi când m-ai luat cu sexomarxismul, am crezut că s-a mers până la mea. A, deci s-a momentan până... e vorba de două persoane. Până în spate. Da, e vorba de două persoane, doar că vezi că mi se pare mult mai discriminatoriu să zici părinte 1 și părinte 2 decât mamă și tată, pentru că în maniera asta îl vei discrimina pe unul dintre ei. Pentru că, de exemplu, eu n-am senzația că soția mea e mai părinte decât mine. Și de ce e pus ea în față? De ce e părinte numărul 1? Ca să nu pună tată primul și sau mamă primul pe listă. Că da, tu trebuie să ai totuși ordine, că nu poți. Și scrii, ce scrii prima dată? Da. Tată sau mamă? Nici nu știi de unde să o apuci. Că dacă scrii tată primul, e totuși un gest așa, lipsit de curtoazie față de femeie. Nu ar trebui să o lași pe ea prima. Da. Dacă treci prima dată mama, cine știe cine ți apare și spune, domne, pater familia. Stați un pic, da. Stați o secundă, că capul așa familiei, nu e bărbatul. Bă, de ce facem? E matriarhat? Așa că oamenii au zis părinte 1, părinte 2, ca fiecare cuplu să-și aleagă pe cine vrea să treacă. Pe de altă parte, intru pe Facebook-ul domnului Pavel Popescu de la Partidul Național Liberal, care zice așa, în cazul concursului pentru titlul de capitală culturală europeană 2021, zice domnul Pavel Popescu. 2021. 2021. Să învățați să vorbim engleză. Așa. Zice
ce așa? De ce orientarea sexuală a unei minorități a trebuit să reprezinte o componentă importantă în dosarul de candidatură? Și aici explică faptul că dacă juriul dorește să știe cum sunt abordate acum multiculturalism. E important să multiculturalism? În multiculturalism să existe cetățeni gay? Păi multiculturalism nu înseamnă asta. Păi, zicem așa, juriu dorește, fă firea la nebii, juriu dorește să știe cum sunt abordate acum multiculturalitatea și diversitatea, adică incluziunea comunităților de rom și LGBT, componentă importantă în dosarul de candidatură. Deci dacă vreți să fiți capitală europeană, trebuie să aveți cetățeni LGBT. De unde eu venim cu aceeași întrebare? Bă, dar n-a rămas că nu contează ce facem fiecare în patul nostru. N-a rămas că nu contează. Ce criteriu ăsta? Ne întoarcem mâine să aveți o Românie bună în continuare. Dar rome ai voie să ai? E bine să ai. Se cere, se cere. Eu mă gândeam că nu-i faci dacă n-ai. Îi ai sau nu-i ai? Și pe LGBT și pe rom. Dar mă rog, mă rog, mă rog. Mai vorbim. Ne vedem mâine de la 6. Toate cele bune. Strabag vă prezintă următorul